Șefului statului s-au prezentat onorurile, după care s-a dus în zona oficială, însă nu în cea în care se aflau deja foștii președinți Ion Iliescu și Emil Constantinescu. Premierul Victor Ponta, președintele Senatului Crin Antonescu și alte oficialități ale statului român. Traian Băsescu s-a poziționat în primul rând în fața zonei unde se aflau ofițerii armatei, lângă șeful SRI George Maior, lângă judecătorul Curții Constituționale Aspazia Cojocaru și consilierul prezidențian Iulian Fota. Președintele a fost fluierat și în timpul depunerii coroanei de flori de la Arcul de Triumf.